4 premii, 1, 2 trofee și un loc 2, acestea sunt rezultatele unei giurgiuvence în mai puțin de un an. Giulia Tabără, în vârstă de doar 7 ani, a participat la festivalurile de muzică pentru copii din toată țara, reușind de fiecare dată să-i surprindă plăcut pe membrii juriului. Îndrumată de părinți și profesorul de muzică Stan Truică, fetița a înregistrat succes după succes. Fetei spune că a observat talentul Giuliei încă de când aceasta avea 3 ani, însă din cauza situației financiare precare a întârziat să apeleze la ajutorul unei persoane de specialitate. Femeia spune că fiecare efort financiar îl face ca să-i poată asigura micuței încă un pas către succes. Este destul de greu, ce să spun, că sunt concursuri în toată țara. Am mai participat la concursuri, dar am fost ajutat de Palatul Copiilor. Împreună cu un profesor am mers și taxele au fost suportate de Palatul Copiilor. Dar sunt concursuri mult mai mari în țară, dar nu avem posibilitate să ajungem acolo, pentru că sunt taxele foarte mari. Eu aș vrea să merg cât mai departe cu ea. Giulia a început să învețe ceea ce implică muzica în urmă cu un an, când părinții săi au apelat la ajutorul profesorilor de la Palatul Copiilor din Giurgiu. Aici fata repetă în fiecare săptămână cu profesorul Stan Truică, care spune că până în prezent Giulia este singurul elev care a obținut atâtea premii într-un timp atât de scurt. Am avut copii talentați, fiecare an se înscriu la cercul nostru foarte mulți copii, unii mai talentați, alții mai puțin talentați, dar recunosc, Giulia este cea mai talentată și am recunoscut talentul de prima dată când a venit, de când s-a înscris. Talentul Giuliei a fost recunoscut și de jurații unui concurs difuzat de un post de televiziune națională. Fata spune că muzica este viața ei și că ceea ce a obținut până în prezent la acest concurs putem urmări joi seară. Giulia, spune-mi, te rog, ce înseamnă muzica pentru tine? Viața mea. Spune-mi, ce planuri ai, unde vrei să ajungi pe plan muzical? Foarte departe, ca și o vedetă. Cu astfel de copii talentați, nu putem decât să ne mândrim și să sperăm că numărul tinerilor talentați se va mări odată cu noua generație.